Doamnelor și domnilor, bine v-am întâlnit la buletinul știrilor de la Făgăraș, sunt Cosmin Bulzan. Luați în bat jocură și lăsați ore întregi fără strop de apă la robinete și fără curent electric. Făgărășenii de pe Alea Livezii și strada Cristea Vasile au ieșit în stradă nemulțumiți de felul în care sunt tratați și asta după ce au rămas pe întuneric și fără apă. Oamenii spun că toată vara au avut de suferit și nici măcar prin sesizările trimise la primărie nu s-a rezolvat nimic. Peste toate acestea și echipele de muncitori care lucrează în zonă le răspund și privesc cu dispreț. Pentuneric și fără apă, așa i-am găsit aseară pe făgărășenii care locuiesc pe strada Livezii. Oamenii au ieșit din curți și au sunat la televiziunea Nova. Apă nu, curent nu, toată ziua, zilnic n-avem apă. Copiii au acum de învățat pentru școală, n-au curent. Parcă e la nebun pe strada asta. Au început din vară, din primăvară, să lucreze. Și au ajuns la doi pași. Locatarii spun că sunt legați de mâini și de picioare și nu au cui să se plângă. Echipele care sapă stau rezemate de garduri și râd de ei. Mai mult fac lucrări în bătaie de joc. Sapă grob și lasă pământul în mijlocul străzii, mai spun oamenii. Mai mult găurile nu sunt semnalizate, iar pentru întuneric șoferii care circulă pe această stradă ar putea să cadă cu mașini cu tot în gropile uriașe. Se mișcă foarte, foarte încet și deranjamente din fiecare zi rupoțeavă, în fiecare zi se întâmplă ceva. Deci lucrează foarte prost, cel puțin țeava de apă au mutat-o de 3 ori până acum. Nu le încăpea cupa între canalizația veche și apă, au scos-o, au mutat-o mai în dreapta, când au venit să sape iar nu le găbea. Și acum au uitat să țeava de apă e pe la poartă. Am aranjat cu ei că aduc o mașină de lemne sâmbătă și nu pot intra în curte. E țeava aeriană. Dacă dă înghețul acum, cum zice sâmbătă, că vor fi minus 10 grade, îngheață apa. Plângerile pe care cetățenii contribuabili le-au făcut la primărie au rămas la stadiul de replici seci. Autoritățile spun că responsabilitatea lucrărilor aparține firmei din București. Făgărășenii de pe strada Livezii se plâng că toată vara au stat ore în șir, fără apă și curent. A fost o doamnă de pe stradă precup și cu o listă semnată de toți oamenii care au fost de pe stradă, care au vrut să semneze, și ea a venit foarte supărată că a zis că nu s-a angajații lor. Să angajații Sibiului și ei nu pot lua nicio măsură. De când ne certăm cu ei toată strada, au început să mai anunțe. Anunță că se ia de la 9 până la ora 16, bineînțeles că nu respectă termenii, strada ni se închide din jumătate în jumătate de oră, fără să ni se anunțe, deci nu se poate chiar bloca. Acum, mă rog, asta, trecem peste asta. Problema cea mai mare este, în primul rând, și curentul. Deci de la electrică, plătim facturile alea uriașe, și nu avem curent. Deci este săptămânal ni se ia curentul, mai ales de vara asta, deci nu știu dacă am avut săptămână să nu se ia curentul, mai ales întreruperi de 2 minute, de 1 minut, de 30 de secunde, care sunt foarte dăunătoare la aparatele, la electrocasnice, iar apa este un dezastru. Deci apreciem că se schimbă apa, apreciem, dar modul în care se lucrează este sub orice critic. Suntem foarte nervoși la ora asta, că vedeți noastră, e aproape ora 19 și încă nu avem curent. O să trească să-și facă copiii noștri lecțiile la lumânare. Zicem dezastru. Ce să zicem? Suntem în sentimentul... Da, așteptăm iarna, ce să zicem? Așteptăm iarna acum și o să fie frumos, că n-avem ce face. Și să facă terenul de fotbal, că acolo am văzut că s-o amenajat foarte bine, frumos, s-o aranjat frumos. Nu numai strada Livezii a rămas ieri fără apă și curent. În acea situație s-au aflat și locuitorii de pe Alea Livezii și de pe Cristea Vasile. Și aici apa și curentul au fost oprite mai bine de 8 ore, după cum spun oamenii. Reprezentanții Electrica susțin că muncitorii care sapă șanțurile ating cablurile de curent și din acest motiv oamenii rămân pe întuneric. Iar apa, spune executantul lucrării, se oprește atunci când se execută racordurile conductelor. În toate zonele orașului se efectuează astfel de lucrări, iar făgărășenii rămân fără apă și fără electricitate. Citate din senin, fără ca nimeni să anunțe din timp, așa cum este normal. Șantier deschis în comuna Șercaia, unde lucrările de amenajare a rețelei de apă și canal au beneficiat de finanțare europeană. Acum sătenii pot solicita racordarea la sistem. Într-o primă etapă se branșează aproximativ 200 de imobile, însemnând gospodării, instituții publice, dar și firme. Sătenii din Șercaia care vor să aibă apă la robinet pot solicita branșarea la rețea. Asta pentru că de câteva zile echipele firmei care execută lucrările au deschis șantierul. Mă mobilizez pe branșarea tuturor celor care au solicitat prin cerere către primărie să se branșeze la sistemul de apă și canal al comunei.
va fi 2 luni destul de greoaie. Comuna are rețele de apă și canalizare construite din bani europeni, însă lucrările de racordare a gospodăriilor la sistem costă 400.000 de lei. Pentru început vor fi branșate aproximativ 200 de imobile, printre care și instituții publice și agenți economici din Șercaia. Se va începe cu branșarea gospodăriilor amplasate pe coloanele principale. Contorizarea se va face individual, iar căminele vor fi amplasate pe domeniul public pentru a nu exista probleme cu citirea contoarelor de apă. Noi, primăria, am achiziționat niște contoare care vor veni montate în domeniul public ca să facem un preț de cost al fiecărui gospodar mai mic pentru branșare, pentru că prețul de cost de branșare este al omului, este investiția lui, nu este a primăriei. Atât am putut face și am făcut-o cu mare plăcere, achiziționând acele contoare, cutii de branșament, care vor veni montate în domeniul public. În rest, contract cu omul, după aceea, pentru apă și canal, în baza cererii făcute de dumnealui, și sper că de Crăciun toți cei care au dorința de a avea apă și canal în casă le va fi satisfăcută. Este momentul de vârf și cu asta practic încheie acel proiect. Lucrările de amenajare a rețelei de apă canal din comuna Șercaia au beneficiat de finanțare europeană prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, măsura 3.2.2, în valoare totală de 10,86 de milioane de lei. Prin acest proiect s-au modernizat 3,908 km de drumuri comunale și s-a realizat alimentarea cu apă potabilă, rețeaua de canalizare în localitate, dar și o stație de epurare. Edil vor ca pentru a rezolva problema alimentării cu apă și a satului Vat să încerce să obțină o nouă finanțare europeană din ciclul bugetar 2014-2020, ținând cont că investiția se ridică la aproximativ 2 milioane de euro. Înainte de a se amenaja rețeaua de apă canal din Șercaia, în 2003, comuna s-a asociat cu Șinca Veche în vederea realizării unui sistem comun de alimentare cu apă potabilă cu fonduri guvernamentale. Din acest proiect, a cărui valoare a fost estimată atunci la aproximativ 5,7 milioane de lei, a fost realizat doar sistemul de alimentare cu apă al comunei Șinca Veche și o porțiune a conductei de alimentare cu apă a celor 3 sate ale comunei Șercaia. Vorbim aici de Vad, Hălmeac și Șercaia. Ulterior, din cauza lipsei finanțărilor, proiectul a fost abandonat. 3 zile dedicate OINEI, sport specific românesc. De mâine și până duminică, în sala de sport de la Recea, se dispută jocurile campionatului național. Este un eveniment important pentru săteni, dar și pentru întreaga zonă. La Recea, Oina s-a făcut cunoscută prin implicarea profesorului de sport Nelu Avram, care a ținut să învețe pe copiii din localitate regulile acestui joc. Campionat național de oină în sala de sport de la Recea. Timp de 3 zile, de vineri și până duminică inclusiv, juniori din 7 județe se întrec în acest sport, oina care face ca zona noastră să fie cunoscută pe plan național. Competițiile se desfășoară pe categorii de vârstă. Este campionatul național de oină sală pentru categoriile de juniori 1, 2 și 3. Se începe de vineri, de la ora 14.30 va avea loc competiția juniorilor 3 până la 18.30. Sâmbătă, de la aceeași oră, 14.30, 18.30, juniorii 2. Duminică, de la ora 9 la ora 1, juniorii 1. Sunt înscrise la participare 7 echipe. Clubul sportiv din Mioveni, clubul sportiv din Bârlad, Băilești, județul Olt, Conspicu Constanța, Ghereștiu, județul Neamț, Univest Aradu și, bineînțeles, Recea. Oina nu a dispărut, cu toate că rar se aude despre practicarea acestui joc. La școala din Recea, sportul național al românilor se joacă aproape în fiecare zi. Pasiunea le-a fost sădită de profesorul de sport Nelu Avram, unul dintre puținii dascăli din România care se pot lăuda cu specializarea în jocul de oină. Se spune că oina a fost inventată de oieri ca o alternativă la perioadele îndelungate pe care le petreceau cu mioarele la păscut. Ca să le mai tragă din plictiseală, au pus bazele unui joc ce a devenit ulterior sport național al românilor. Regulile sunt multe și complexe, e nevoie de timp îndelungat pentru a fi stăpânite. Asta nu i-a descurajat însă pe elevii școlii din Recea. Ei nu joacă oina doar de dragul distracției sau pentru că așa prevede programa școlară. Jocul le-a intrat în sânge și visează la locuri fruntașe în competiții. Ediția de astăzi a știrilor cu cele mai importante informații locale se încheie aici.
Doamnelor și domnilor, ne puteți găsi și pe internet. Pentru aceasta aveți la dispoziție adresa impactfăgăraș.ro. Rămâneți pe Nova TV, urmează emisiunea Media Obiectiv. Invitat în studio este senatorul PSD Viorel Chiriac. Vizionare plăcută!